Ești gata? E timpul pentru pepene! Wow! Ce bine arată! E proaspăt! 3, 2, 1, start! Clar o să câștig întrecerea asta de mâncat! Nu se poate! Mănâncă mai repede ca mine! Gata! Am câștigat! Vai! Se întâmplă ceva cu mine! Oh, mai bine mă grăbesc ca să nu rămân în urmă! Uf! Hei, ce loc cool! Să-l ridic pe-al meu? Ok, o fac! Stai! Am o idee trăznită! Hai să le inversăm! Da, e o idee grozavă! Ia să văd ce-am primit! Hei, e un pepene! Da, grozav! Tare! O să văd ce-am primit și eu! Hei, ce naiba? Eu am o coajă goală de pepene! E mâncată total! Care e cea mai bună metodă de a-l mânca? Oare cu gura? Cu mâinile? Frate, aș fi vrut să am niște tacâmuri sau ceva de genul! Nu pot să cred că el a primit tot pepenele ăla și eu nimic! Hei, stai puțin! Am o idee genială! E timpul să-mi pun în practică planul! Știam eu că slime-ul ăsta o să fie util! Bun, o să torn chestia asta în coaja goală! Așa, gâl, gâl, gâl! Excelent! Am umplut toată coaja! Și apoi trebuie să adaug semințele ca să pară real! La final o să fac un alt schimb! Gata! Și el n-a văzut nimic! În sfârșit, e timpul să mă înfrupt din pepenele ăsta apetisant! Hei, ce naiba e chestia asta? Nu e pepene! E fals! E slime! Oh, wow, ce trist că nu e real! Dar cred că o să-l mănânc pe al meu acum, abia aștept! Eh, ce zici de asta? Roar, sunt față de slime! M-ai speriat! Ești ridicol! Poftim, putem împărți pepenele? Ah, mersi! Hei, stai așa! Hai să jucăm piatră, foarfecă, hârtie! Eh, se pare că am câștigat eu cu hârtia! Wow, uite ce sculptură uimitoare din pepene! Seamănă cu un mic rechin drăgălaș și înfricoșător! Are o grămadă de dinți ascuțiți! Nu mai am răbdare cu al meu! Ah! Oh, nu! E atât de înfricoșător! E un rechin! E un rechin pe farfuria mea! Hei, stai puțin! E un rechin de jucărie din cauciuc! Aoleu, e cam nasol! Nu, zău! E o prostie! Stai, știu ce pot face ca să rezolv treaba asta! Am un buton! O să-l apăs și o să văd dacă primesc altceva! Ce naiba? Deci s-a transformat dintr-un rechin într-o gheară de pui? E și mai rău! O urăsc! Da, nu te invidiez deloc! E chiar mai nașpa decât pepenele ăla fals din slime! O să-l apăs iar! Te rog, te rog, te rog! Oh, nu! Nu, nu, nu! Nu poate fi ce cred eu că e! Nu vreau să joc jocul calamarului! Nu, nu, nu! Chestia asta se întoarce de unde a venit! Hiu! Era cât pe ce! Mai bine văd ce am primit de data asta! Da! În sfârșit! Am primit ceva bun și e un pepene! E un pepene elefant! Ce distractiv! Stai! Nu e nimic înăuntru? Nu are pepene deloc! Măcar eu am niște pepene apetisant! Of, nu te mint! Sunt cam gelos! Știi ceva? E iar timpul să apăs butonul! Da! Am mai primit unul și de data asta are și pepene care poate fi mâncat! A venit chiar și cu o lingură pentru pepene! Așa, o să umplu elefantul! Grozav! Mă bucur pentru tine! Și acum să începem să mâncăm! Arată grozav! Mă apuc și eu să mănânc! E așa bun și suculent! M-am ocupat și de ultimele detalii! Ce se întâmplă aici? Ăla-i un pepene? Ah, fix la timp! Hei, arăt bine în echipamentul de protecție! O să ai nevoie de el! Ia uite! Bun început! Merge bine! Vai! Leah, sunt plină de pepene! Nu mă așteptam la asta! Dar miroase bine! Ce se întâmplă? Suntem într-un pepene? Grozav! E timpul pentru prima provocare! N-ar trebui să avem niște mâncare? Ce fel de provocare e asta? Poate e defectă! Stai așa! Super! O să fie tare distractiv! Wow! Poate sunt eu prima? Ce? Oh, ok, bine! Da, mersi!
fost de încălzire. Lasă-mă să o fac iar. Nu te grăbi. Oh, cât de frustrant. E plăcut să mai citești ceva? Încă o dată, stai să nimerezi ceva bun. Oh, rotești-o tu. Ha? Ce? Ai terminat? Ok. Da, e grozav. Wow, bravo. E uimitor, atât de delicios. Te pot ajuta cu ceva? Bună, scuze, m-am împiedicat și am căzut în tort. Da, sigur. Mai vrei? Cum de nu avem nimic de data asta? Da, nu pricep. Efectiv, nu-i nimic aici. Stai, am o idee despre ce am putea face. Wow, uită-te la tine! Arăți uimitor! Wow. Mersi! Mereu am la mine ținut asta și acum să găsim comoara dispărută. Dar aia e harta lumii! Cum o să ne ajute? Evrica! Știu exact unde e! Am un lasou! Ești pregătită să vezi chestia asta? O să-l învârt și o să-l arunc! Am nimerit! Haide, ajută-mă să-l trag! Of, trage mai cu putere! Haide! Gata! Hiu, ce treabă dificilă! Acum hai să-l ridicăm și să vedem ce e în interior! Stai! Păi și eu? Tot nu am unul! Of, bine! Gata, ești mulțumită? Îți bați joc de mine? Wow! O fac! Nu se poate! Am un jeleu din pepene în formă de înghețată pe băț! Ce naiba? Nu pot să cred că ai primit așa ceva! Arată atât de bine! Chiar da! Îl mănânc! Vai de mine! E prea, prea, prea bun! Tare! Sper să am și eu unul! Oh, am și mai mult pepene! Ura! Da, e nasol! Mă bucur că n-am primit eu asta! M-am săturat să mănânc pepene chior! Hei, poate că am cum să fac o chestie mai bună! Așa, am pepenele, un cuțit și un bol! O să pun pepenele tăiat în bol! Și apoi o să-l pisez cu lingura asta! Cred că ajunge! Acum o să-l torn în formele astea de înghețate pe băț! Pe lângă suc o să pun și niște bucăți de pepene! Și apoi trebuie să bag bețișorul de înghețată! Ah, înțeleg ce faci tu acolo! Deșteaptă treabă! Bun, ar trebui să fie deja congelate. Acum am propria mea înghețată pe băț din pepene. Wow, ce bine arată! Ok, fie, poți să iei și tu una. Poftim! Ai noroc că sunt așa drăguță. Războiul degetelor! Sigur o să te bat! Da, te-am prins! Am câștigat! Ha! Oh, uite, ce surpriză, e și mai mult pepene. Da, nasol, ia să văd ce am și eu. Frate, și eu am primit tot pepene obișnuit. Ce naiba? Am primit același lucru. Care mai distracție atunci? Eh, cred că trebuie să-l mâncăm. Știi ceva? E timpul să condimentez nițel situația. Marele șef vine în ajutor. Privește ce pot să fac. Am trei boluri. Ce? De ce? Ce o să faci cu ele? Uită-te, o să fii uimit! Mai întâi trebuie să-l înmoi în ăsta. Exact, sos de soia. Ești deja impresionat? Eh, acum ajunge în făină. Vreau să mă asigur că e acoperit bine de tot. Cred că ajunge. Arată bine. La final, mergem pe smet. Ta-da! Iese grozav! Mai am nevoie de o chestie. Da, un mic prăjitor! Perfect! O să-l pun înăuntru și o să închid capacul. Nu pricep, pare ciudat! O să vezi, e gata! Uite ce minunăție crocantă! Și acum o să-l gust! Oh, wow! Wow, wow, wow! E absolut delicios! Cred că e cea mai bună chestie pe care am mâncat-o vreodată! Eh, bine atunci, o să încerc și eu să fac asta. Să vedem, o să încep cu bucata asta, cred. Acum, ce să fac cu ea? Am o idee, e timpul pentru marele șef. Trebuie să fac asta și pe urmă aia. Trebuie să și frăgezesc chestia asta. Vai, cam faci mizerie.
Bun, felia mea de pepene e gata. Sunt atât de entuziasmat. Acum intră în prăjitor. Trebuie să aștept să se gătească. Mă rog, mai un plut de făină. Ah, ia să văd. Ah, aoleu, am făcut o scrum. Of, bietul bucătar. Norocul tău că am mai făcut una în plus. Poftim! Wow, mersi mult, ești cea mai tare. Știu. Tu cum ai face ca pepenele tău să fie mai interesant? Spune-ne în comentarii și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave. E atât de palpitant! Nu te uita! O fac! Ok, nu-i deloc rău! Miroase bine! Abia aștept să gust! E delicios! Mi-e sete! Pot să gust și eu? Ce? Normal! Ah, suc de pepene! E minunat! Noroc! Ce faci? Un pic crocant, dar e bun! Huh? Ups! De aia nu putem să mergem la restaurante frumoase! Scuze! Oh, aproape că uitasem! Wow! Ia uite! Ce interesant! Ești bine? Ah, dăm! Vrei mingea, fetiță? Minge! Trebuie să o prind! E, asta e o chestie nouă! Cui pasă? Am mingi din pepene! Divină! Uite! Am adus-o! Iar, păstrează-o tu! Grozav! Mâncare gratis! Trebuie să discutăm mai târziu! Ia să vedem ce avem de data asta. Oh, bombonele în formă de pepene. O să-mi placă. Dar pentru ce e asta? O mănânc? Hei, e pentru gura ta. Serios? Am înțeles. Of. E o provocare. Zâmbește, mă simt ca la dentist. Arăți grozav. Foarte amuzant. Și acum bomboanele. Mă strânge, e atât de dificil. Arăți ridicol. Ador treaba asta. E rândul meu. Opa, o înghețată pe băț cu pepene. E atât de cremoasă! Se face mai frig aici? Nu mă pot mișca! Trebuie să fac ceva! Gândește! Știu! Noroc că am un uscător de păr în geantă pentru astfel de urgențe! Hai să te învelim! Merge? Cred că se topește! Pe cine păcălesc? Durează o veșnicie! O să-mi fie dor de tine cu bulețul meu de gheață! Mă topesc! Topesc! Am mers! Am reușit! Sunt așa fericită! Înghețata asta e atât de bună! Ups! Ești gata? Fii tu prima! Sunt pătrățele dulci cu pepene? Sunt așa fericită! Poate dacă... Da, o să meargă! Gata!
roade! Dar să nu te mai joci cu mâncarea. Ok, e rândul meu. Par delicioase! Geleuri cu pepene! Abia aștept să le mănânc! Ce bun e! Oh, aia e o tabelă de scor? Ah, am zero! Chestia asta o să mă înveselească! Da! Am unu! Deci așa vrei să jucăm? Crezi că poți să mă bați? Încep! Trebuie să le pac pe toate! Ești o amatoare! Eu sunt profesionistă la chestiile astea! Ah, serios? Gata! 20! Woo! 20! Da! E egalitate! O să savurez chestia asta! Atât de ușoară! Atât de pufoasă! Cred că ar trebui să... Oprește-te! Dragă, eu sunt prima! Mă rog, dă-i bătaie! Geleu de pepene? Preferatul meu! E așa frumos! Fix cum îmi place! E perfect! Sunt cam geloasă! Sper să fie ceva drăguț! Acadele? Sunt dezamăgitoare! De fapt, e chiar bună! Uită-te la tine! Acadelele sunt atât de plictisitoare! Geleu! Cercei, eu i-am dat o idee! Ce se întâmplă acolo? Nu te supăra! Mai crezi că acadelele sunt plictisitoare acum? Nu-i corect! E așa modernă! Nu putem fi toate atât de cochete! Lipicioase! Părul meu! Măcar eu am geleul meu! Ești bine? S-a blocat! Nu pot să-l dezlipesc! Nu vrea să iasă! Aoleu! Cred că a durut! Un pic de ajutor! Ah, sunt o prietenă atât de rea! Stai să te ajut! Deja ți lasă gura apă? Crezi că ai putea să faci fața acestei provocări? Spune-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de provocări delicioase! Urăsc închisoarea asta! Știu! Mor de plictiseală! Și mâncarea îngrozitoare! Ah, e ora mesei! Am muncit toată ziua la asta! Poftim! Arată delicios! Bon appetit! Ea mea! Eu am văzut-o prima! Dă-i drumul! Niciodată! Wow! Suntem libere! Hai să începem! Eu prima? Stai puțin! Ia uite! Funcționează mereu! Wow! Un tort în formă de pantof sport colorat ca un pepene! Wow! Vreau și eu! Oprește-te! Oh, dar vreau și eu! Asta e! Vreau să încerc ceva! Mereu mi-am dorit să fac asta! Toți fanii ASMR o să aprecieze asta! Sună bine! Și dacă îl zgâri așa, o să încerc să-l tai! Oh, da! Ce bine arată! Abia aștept să-l gust! Delicios! Ce moale e! Oprește-te! Oprește-te imediat! Ok! Văd că nu-ți place deloc! Mulțumesc! Ok, e rândul meu!
ce drăguțe sunt! Îmi place mult înghețata pe băț. Ia să vedem ce gustare. E foarte bună! Îmi place! Ups, rece! Ce rece e! Wow! Ai văzut? Ai cumva superputeri? A fost extraordinar! Ești bine? Stai să te ajut! Ok, mult mai bine! Nu ne mai vedeau privitorii! Pot să încep eu? Wow! Brioșe cu pepene roșu! Arată super! Și miros foarte bine! Vai de mine! E extraordinară! Aș putea trăi cu așa ceva? Mai vreau! Oh, am o idee! O să strâng firimiturile! Apoi o să le plantez! Sper să funcționeze! Ok, acum o să aștept ca mama natură să-și facă treaba! Uite, au răsărit! Incredibil! Nu vine să cred! Am propria plantă care produce pepene roșu! Wow, ce moale e! Ce relaxant e! Simt cum îmi dispare tot stresul! Ah, sunt extrem de zen! Hei, Sunny, tu ce-ai primit? Hai să aflăm! Ia să vedem! Un controller pentru jocurile video? Nu înțeleg! Oare ce o să se întâmple? Sunny? Ok, ce stresant e! Am devenit cumva un personaj de joc video? Wow, trebuie să fug! Nu mă poți prinde! Cel puțin așa sper! Ar trebui să fac mai mult cardio! Mai am puțin! Iu, am câștigat! Yahoo! Ce bine că n-ai pățit nimic! N-o să-ți vină să crezi ce s-a întâmplat! Hei, ia uite! E un Pac-Man din pepene! Ia să văd ce gustare! Cred că merit! Ce răcoritor e! Îmi place atât de mult pepenele roșu! Lily, vrei și tu? Poftim! Oh, mersi! Ce bun e! Începe tu prima! Wow, ce de pepene! Dar cum să-l mănânc? Ah, știu, pot folosi inelele astea! O să împing în miez! Fix așa! Și o să obțin un cerc perfect! Apoi o să pun cercurile de pepene unele peste altele! Arată ca un tort! Dar n-am terminat! O să adaug deasupra glazura asta! Deja îmi lasă gura apă! O să folosesc și o glazură de altă culoare! Și niște bombonele colorate! Wow! Arată super! Sigur o să-mi placă! Gustă și tu, Lily! Oh, mersi! Ia să vedem! Wow, Sunny, ești genială! Mă bucur că-ți place! Ai dreptate, chiar sunt genială! Ce idee bună! Ce se întâmplă? Nu mai contează, e super! Verifică-ți și tu farfuria! Oare ce-am primit? Nu înțeleg! Miroase a ceva dulce! E un desert! O să înmoi în gemul de pepene roșu! Sigur va fi o combinație delicioasă! Wow! E cel mai bun lucru de până acum! Gustă și tu! Speram să spui asta! N-am mai mâncat niciodată gem de pepene roșu! Sper să-mi placă! Am o idee! O să folosesc lingura asta ca să mănânc tortul de pepene! Sunny? A fost delicios! Ce provocare genială! Cred că ar trebui să te uiți în oglindă! De ce? Oh, nu! Cred că ai nevoie de asta! Sper că nu-ți tremură mâna! Nu te mișca! O să dureze ceva timp, prieteni! Cine câștigă începe? 1, 2, 3, start! Am câștigat! Nu mă așteptam la asta! Ce e? Wow! Lily? Ce se întâmplă? Nu mai contează! Ia să văd ce gustare! Ce-a fost asta? Ce ciudat! O să mai încerc o dată!
Serios? Ce nervant! Stai așa, am o idee! O să folosesc periuța asta de dinți. Merită să încerc! O să adaug gelul din seringă pe periuța de dinți. Nu sună alarma! Încă! Am reușit! Ce gust bun are! Mai bun ca pasta mea de dinți! Gata, acum mă pot întoarce! Fiu, te-ai întors! Ok, e rândul meu! Ah, suc! Chiar aș fi băut ceva? Nu curge nimic! Stai! M-am prins! E jeleu cu miere! Wow! Ah, ce bun e! Ce gumat e! Mai vreau! Sunny, nu te grăbi! E atât de bun la gust! Ha? Ha? Achiu! Ce naiba? Ce grețos! Ce față ai făcut! Nu-i amuzant deloc! Ce amuzant a fost! Miroase urât! Vai, ce obosită sunt! Da, trebuie clar să încercăm trucul ăsta! Avem deja totul pregătit! Wow! Ce bine arată pepenele ăsta verde! Oh, a adormit! Hei, trezește-te! Nu acum e momentul să dormi! Hai odată! Asta înseamnă că trebuie să fac totul singură? Am o idee! Hei! Vai de mine! Ce naiba? De când ești gravidă? Oh, abia aștept să-ți organizez un baby shower! Stai, calmează-te! E doar o farsă! Nu sunt însărcinată! Am un fruct uriaș sub tricou! Un pepene verde! Wow! E o veste la fel de bună ca o sarcină! Știu ce putem face cu el! Dă-l încoace! Hei, ce faci? E singurul nostru pepene! Stai liniștită! Știu ce fac! Mi-am legat și fruntea! Ha! Sunt gata să feliez pepenele! Hai-ya! Ah! Vai de mine! Ți-ai pierdut controlul! Ai grijă! Și tai! Și feliez! Ha! Oprește-te! Oprește-te! Ajunge! Vai de mine! Nici măcar n-ai urmărit clipul, nu-i așa? Bun, are un pepene verde! Aha, am înțeles! Dau la o parte coaja cu un cuțit! Ah, lasă o bucată de coajă pe mijlocul feliei! Și acum taie puțin din pulpa pepenelui! Oare ce fac? Ah, acum taie bucata felii! Ah, m-am prins! Ce bine o să arate! Chiar că arată bine! Ce farfurie frumoasă! Super tare! Wow! Nu cred! L-ai tăiat deja? Super! Da! Vezi? De asta trebuie să te oprești din tăiat! Ia-ți-l gust! Wow! Ce pepene bun! Dulce și zemos! De ce să mănânci fructe obișnuite când poți mânca fructe gumate? Ce? În regulă! Haide! Glumesc! E un pepene, vezi? E o glumă! Știu! Nu-i așa că sunt genială? Așa! Ar trebui să fie ce trebuie! A plecat! Și uite și pepenele nostru! Hei, du-te tu! Nu, du-te tu! Îți dau ciocolată! Bine! Nu mă vede nimeni? L-am luat! Oh, ce greu e! Ah! Kevin, mă ajuți puțin, te rog? Vai de mine! Ar trebui să încep să mergi la sală! Kevin! Vai de mine! Așteaptă-mă și pe mine! Puteam să jur că-mi scos pepenele! Ciocolată și pepene roșu! Și tăiem! Uite! Mă gândeam la ceva mai serios! Așa! Chiar funcționează! Ești impresionat? Hei, ai grijă cu ăla! Arată destul de bine! Hai să-l golim de miez și am putea să-l și mâncăm! Mai avem doar câteva linguri mari și zemoase și o să terminăm rapid!
ultima lingură. Acum urmează porția de gelatină. Apa e gata. O să fie delicios. N-ar strica și un strop de culoare? Nu uita să amesteci totul bine. Ce drăguț arată! Acum hai să te turnăm în pepene. Nu ține bolul prea sus? Hai să-l dăm la rece. Ne vedem peste câteva ore! Arată perfect! Îți vine să crezi? E gata, în sfârșit! Hai să-l tăiem, ce zici? Doamnelor și domnilor, iată un pepene perfect din jeleu! Ia tu prima bucătură! Ce bun e! Ce aromă are jeleul ăsta! Ok, parcă începe să-mi placă! Ce provocare delicioasă! Tu ce mâncare ai vrea să încerci? Spune-ne mai jos într-un comentariu! Nu uita să le trimiți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru a nu rata distracția! E o idee grozavă! Ți-am spus eu că o să meargă! E fix ce ne trebuie! Ava, ți-a expirat timpul! Asta da metodă de răcorit! Știu! Grăbește-te, e rândul meu! Să petrecem! Să vedem! Locul ăsta pare bun! E perfect! Doamnă? Te pot ajuta cu ceva? Da! Vrei să cumpere o revistă? Nu! Asta are un articol tare interesant! Nu! Sunt multe poze dacă asta te preocupă! Am telefonul! De ce aș citi o revistă? Înțeleg! Deci nu vrei o revistă? A fost ciudată faza! Aoleu! Auci! Of, am nisip peste tot! Are un gust oribil! Măcar nu m-a văzut nimeni! Mi s-au rupt șlapii! Grozav! Nu-i mai pot purta! În fine, o să-mi cumpăr unii noi! Auci! De ce arde atât de tare nisipul? Prefete că dansezi! Tot arăți bine! Nisipul chiar îmi arde tălpile! Au! De ce mă urăște plaja atât de tare? Nu pot să calc pe nisip! Ce mă fac? Grozav! S-a întors! Poate să devină și mai nasoală situația? Stai puțin! Dă-mi revistele alea! Hei! Bine, ia banii! A fost o plăcere să fac afaceri cu tine! Fix ce-mi trebuia! Pot să folosesc revistele astea pe post de șlapi! O să-mi pun niște bandă adezivă pe picioare! O să le fixeze! Nu sunt moderne, dar merg! Acum pot să mă bronzez! Așa, dragă! Bagă mare! Știe că ar trebui să le citească, nu? Dar mi-a dat o altă idee de făcut bani! Trebuie să mă apuc de treabă! Ce zi grozavă! Am cheltuit prea mult totuși! A meritat! Betty! Uite, e Liam! Liam, hei! Bună! Betty? Vai! Trebuie să faci ceva! Stai! Nu pot să mă schimb pe stradă! Te ajut eu! Glumești? Nu! Măcar am încercat! Trebuie să putem folosi ceva! Putem să folosim husa asta de haine! Ce idee grozavă! O să mă bag în ea și o să mă schimb! Trebuie să te grăbești! Poftim, ia hainele astea! Mă simt ca un magician! Bună, fetelor! Mă bucur să vă văd! Știu! Vreți să bem o cafea? Bravo! Pot să mă așez aici. O să-mi scot lucrurile și apoi pot să mă bronzez. Cu ce ești îmbrăcată? Pe bune? Nu poți să ai propriul stil? Eu am cumpărat-o prima, știi asta? În fine, nu o să-mi strice ziua chestia asta. Ce bine e! E atât de cald!
Nu se poate! Ești atât de enervantă! Oh, bună! Cine e? Situația s-a îmbunătățit brusc! Stai! Annie? Dar eu l-am văzut prima! Gata! Ce face Betty? Nu! E timpul să-mi fac numărul! Cum de merge cu încetinitorul? Îmi fluturnițel părul! Nu o să-mi poată rezista! Huh? De ce nu se uită la mine? Asta nu mi s-a mai întâmplat până acum! Hei, ce mai faci? Știam eu! Nu e corect! Privește și învață! Așa se face! O să mă duc să not nițel! Se uită? Bun! Wow! Merge de fiecare dată! Wow! De ce e atât de rece? Vai, sutienul meu! Trebuie să-mi acopăr rușinea! Stai liniștită, nu cred că a văzut nimeni mare lucru! Trebuie doar să-ți legi sutienul corect. Leagă-l la spate și apoi înfășoară bretelele. Apoi leagă-l în față. Vei să fie prins bine. Apoi bagă bretelele în interior. Mersi mult! Cele mai bune prietene? Acum e mult mai bine. Super! Vrei să mergem să mâncăm ceva? Arătați bine, fetelor! Sunt invitat! Nu! Oricum, nici nu voiam să merg. Ura! O zi la plajă! Wow, ia uite! Hai să notăm! O să fie grozav! E mai fric decât mă așteptam? Haide! Abia aștept să intru în apă! E atât de rece! Ce mă aștepți? Intră tu prima! Ok! Hei, Betty! Chiar trebuia să faci asta? Ți-am făcut-o! Nu a fost frumos! E distractiv! Uite ce lovitură! Deci așa vrei să jucăm? Să facem! Ia-o pasta! Auci! Scuze! Trebuie să mă odihnesc! E atât de cald! Hai să bem ceva! Chiar am nevoie de asta? Nu pot să desfac sticla! Haide! O să-mi folosesc dinții, dar să nu-i spui dentistului meu! Mă dau bătută! Ce faci? Cum ai făcut asta? Bine, o să-ți divulg secretul meu! Pune sticla pe nisip, apoi înfășoară șiretul în jurul capacului! Și trage tare! Wow, ce treabă isteață! Ce gust bun! Mersi, Betty! Ups! A fost un accident! Wow, ce priveliște! E ziua perfectă pentru o drumeție! Știi, nu e așa de rău! Hai să ne oprim aici! Betty, unde ți-e geanta? Revin imediat! Se întâmplă asta de fiecare dată! Am adus-o? Ok, să zicem că merge! Hai să scoatem lucrurile! Hei, Betty, mă poți ajuta? Scuze, admiram priveliștea! Ar trebui să începem să pregătim mâncarea! Am adus cărbunii! Și eu mi-am adus ochelarii de soare! Ăsta o să fie super răcoritor! Ah, ce drăguță sunt! Lumina asta e perfectă! Betty? Ai adus mâncarea? Ah, da! Sper că-ți plac crembuștii! Și restul? Restul? Doar atât? Ce vrei să spui? Grătarul? Ah, apropo de grătar... Nu mi-e în cap în ghiozdan! Poți să le iei tu? Te poți baza pe mine! Cred că suntem gata de plecare! Nu-mi cape!
am nevoie de loc pentru fardurile mele. Așteaptă-mă! Ups! Trebuia să mă fi gândit că o să se întâmple asta. Dar am o idee. Am nevoie de astea. O să pun cremvurstul pe frigăruie. Așa. Acum trebuie să așteptăm să-i gătească soarele. Nu o să dureze mult. Nu cred că merge. Stai puțin. Cred că știu cum să rezolv treaba asta. O să tai pepenele în două. Apoi o să-i scobesc miezul. Ce bun e! Ok, am un pepene gol. O să pun niște folie de aluminiu în interior. Apoi pun niște cărbuni. O să înțep pepenele cu o frigăruie. Mai am nevoie de câteva. Trebuie să fac un grătar. Acum o să pun cremvurștii pe grătar. Și o să aștept să se gătească. Ce miros apetisant! Poftim! Wow, pare delicios! A meritat așteptarea. Știu ce mai putem găti. Ce? Stai așa. Ha? Ce zici? Lasă gătitul în seama mea. Care-i cel mai tare truc al tău pentru activități în aer liber? Spune-ne în comentariile de mai jos. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri distractive. Ura! E prânzul! Gustoșel, gustoșel! Da, păi, poftim! Atât? Ăsta-i prânzul? Da, mișcă-te! Pleacă de aici! Scuze, scuze, am venit să-mi iau mâncarea. Deci te bagi în fața altora? Mă rog, oricum nu e problema mea. Of, ok, acum e rândul meu. Mâncare, te rog. Dă-te din calea mea, am venit să-mi iau mâncarea. Când vrei tu, n-am toată ziua la dispoziție. Ce? Cum te sare toată coada? Ok, acum e rândul meu, pune-mi o porție. Cioc, cioc. O să iau eu pe asta, mersi. Și o să iau și un sandwich de asta. Cine era aia? Nu cred că lucrează aici. Se pare că nu mai avem. Cred că-ți bați joc de mine. Îl iau pe ăsta. Să vedem. Wow, ia uite. Am primit și eu una, dar a mea e în culorile curcubeului normal. Hei, cred că a mea e de mâncare. Mâncare? Nu se poate, cât de cool! Încerca să-mi dăruiască inima? Nu, pun pariu că nu. O să mănânc propria inimă în loc să-mi fac griji de-a lui. Pare delicioasă. Stai, ce naiba? Chestia asta e doar cauciuc? Uf, nu pot nici măcar să o întind. Se pare că nu se mănâncă până la urmă. Ce trist. Dar măcar pot să mă joc cu ea. Nu știu, nu prea am chef cum aveam de obicei. Vai, pare atât de tristă. Trebuie să fac ceva în legătură cu asta? Psst! Hei, uită-te la mine! Vrei o bucățică din inima mea? Wow, da, mersi mult! Wow, ce ușor s-a rupt! Doamne, uită-te la ea acum, e atât de fericită! Mă bucur că am împărțit-o cu ea și că a primit bucata mai mare! E așa bună! Trebuie să mai iau o gură! Wow, stai puțin! Ai nevoie de oglindă ca să-ți vezi noul look! Noul look? Ce vrei să spui? Vai de mine! Acum ești alb cu negru exact ca mine! Ne potrivim! Chiar crezi asta? Cred că suntem un cuplu chic! Foarte frumos, puiule! Joacă-te în continuare! Îmi plac și ursuleții gumați! Sunt moi! Mi s-a rupt popitul! Mami! E ok! Du-te să-ți iei altul cu care să te joci! Excelent! E timpul să mănânc! Oare cine mă sună? Bună! Ce mai faci? Ai văzut ultimul episod? Știu! Nici mie nu mi-a venit să cred că ales-o pe ea! Trebuie să-mi reîncălzesc mâncarea! O să-mi bag farfuria la microunde! Știu!
Episodul de săptămâna următoare pare să fie la fel de bun. Mami, unde sunt ursuleții gumați? Nu vreau să mănânc mâncarea ta scârboasă. Nu, nu, nu! Am băgat farfuria greșită la microunde. Ursuleții mei gumați! Oh, nu! S-au topit! E un dezastru gumat! Le-ai distrus! Geleurile mele! Stai! Cred că știu cum să salvez situația! O să așez farfuria asta și apoi o să bag un bețișor în geleurile topite! O să bag mai multe de jur împrejur! Acum le dau o formă și le las să se usuce! Au ieșit grozav! Dragule, nu mai plânge și ia chestia asta! Oh, wow! O acadea! Delicioasă! Are același gust ca geleurile mele preferate! Mersi, mamă! Ești cea mai tare! Da, e timpul pentru o altă provocare! De ce nu deschizi tu prima cloșul de data asta? De ce nu o faci tu primul de data asta? Stai, eu? Serios? Vai de mine, abia aștept! Nu se poate, nu se poate, nu se poate! Vezi chestia asta? E un tort întreg! Și ornat cu bucăți de biscuiți și gogoși întregi! Nu-i așa că e incredibil? Știi ceva? Sunt gata să mă înfrupt! Wow! Cred că asta e cea mai bună chestie pe care am mâncat-o vreodată! Da, arată bine chiar și de aici! Nu mă pot opri din mâncat! Wow! Ai mâncat toată chestia aia dintr-o dată! Dar acum e timpul să-mi ridic și eu cloșul! Wow! Am și eu un tort! Cu gogoși și bomboane pe deasupra! Alea sunt bezele? Așa cred! E practic un întreg amalgam de delicii dulci! Mmm, pumpariu că o să fie la fel de delicios ca lui! O să iau o veșnicie cu lingura aia! Se pare că o să o ajut! O să scobesc o bucată din mijloc când nu se uită! Așa! Wow, ce apetisant arată! Habar n-are că am luat bucata asta și am înghițit-o! E timpul pentru o nouă gură! Huh? Ce-i asta? Lipsește o bucată mare! Și pumpariu că știu cine e făptașul! Hei! Ce crezi că faci? Ce? Eu? Să-ți fur tortul? Nu! În fine, o să gust din ornamentele astea! Ador bezelele! Ce dulce e! Ce bine arată! O să iau nițel de deasupra! Haide! Da, hopa la mine în gură! Ce e zgomotul ăla? Hei! Nu pot să cred! Mi-ai mâncat deja jumătate de tort! Ce? Eu? Evident că n-am fost eu! N-aș face niciodată așa ceva, jur! Juri? Ei bine, dinții tăi spun altceva! Poftim? Ce vrei să spui? Ia uite-te! Coțule de torturi! Vezi? Ți-am zis eu! Cum se scrie cuvântul Pangea? Sunt mai interesată de prânz, sincer! Știu ce-mi poate potoli foamea până atunci! E plin doar de ambalaje! Eu și pofta mea de mâncare! Se pare că trebuie să aștept! Sau aș putea da atacul în proviziile mele secrete! Mi-ai salvat viața! Salut, sandvișule! Oh, și pe ăsta l-am mâncat! Deja e ridicol! Nu o să mă satur cu astea! Acum chiar mi s-a făcut foame! Stai așa! Oare astea mai sunt bune? Au fost bune inițial! Ce naiba face Rosie? Ce e în capul meu? Foamea mi-a încețoșat creierul! Dar vremurile disperate necesită măsuri disperate! Vino încoace, micuțule! Te rog, nu mă omorâ! E doar un fleac! Hei, Rosie? Rosie? Nu! Nu mesteca o gumă veche oricât de foame ți-ar fi! Hei, am nevoie de aia! Eu nu ți-am stricat ție mâncarea! Trebuia doar să mă întrebi! Ăsta o să-ți țină de foame! Pare a fi balsam de buze, dar are gusta cu totul altceva! Mai bine încercam guma aia! Ai încredere în mine, bine? Miroase destul de bine, așa că o să iau o guriță!
Ce gust bun are! Ce produs cosmetic e ăsta? O să ai nevoie de o bucată de brânză și de un tub gol de balsam de buze. Împinge tubul în bucata de brânză. Astfel, când îl vei scoate, va fi plin de brânză delicioasă. Nu uita să-i pui capacul! E genial! Acum am nevoie doar de biscuiți sărați! Bine că am adus două! Prietenele care mănâncă împreună brânză rămân prietene! Vai, îmi e atât de foame acum! Vai de mine! Acum e șansa noastră! Ea e cea mai populară fată din școală! Dacă îi place ce-i dăm, poate că o să fim și noi populari! Hei, ai vrea o bucată din ciocolata mea? Ciocolată? Ce plictisitor! Ce zici de ceva sănătos? Am suc și un măr! Nu mănânc fructe! Ai vrea un burger, cartofi prăjiți și o fanta? Ce? Știi că am grijă de silueta mea! Ok, asta e șansa mea! Sunt ultima! Nu mă dezamăgiți acum, lapte și fursecuri! Haide, alege-le pe ale mele! Da, cred că o să iau un fursec! Nu se poate! A ales fursecurile și laptele! Mersi, a fost foarte bun! Da, i-a plăcut fursecul meu! Mă simt mult mai bine acum! Nu pot să cred că m-a ales pe mine azi! Cred că am fost cea mai tare! S-ar putea să fie cea mai bună zi din viața mea! O să păstrez fursecul ăsta pentru totdeauna! N-am mai fost niciodată atât de fericită! Ah, delicios! Pare destul de reală! Sper să meargă! O fac! Trebuie să dau dovadă de profesionalism! Bună, am venit să vizitez pe cineva! Ok, dar știi regulile? Fără produse de machiaj! Ah, știu! Ce să alea? Spune-mi! Sunt doar niște înghețate pe băți! Ok, parapetisante! Pot să iau una? Unde-mi sunt manierele? Mersi! E delicioasă! Le vrei și pe celelalte? Pot să-i aduc pe asta lui Annie? Da, nu mă mai enerva! Da! Bună! Ia uite ce am! O înghețată pe băț! Nu, n-am mâncat! Uită-te în interiorul ei! Wow! Ojă! E mai tare decât o înghețată pe băț! Încerc și eu să te ajut! Wow! Culoarea asta e grozavă! Mi se potrivește de minune! Wow! Ce mișto e azi TikTok-ul! Ceea ce nu pot spune despre acest broccoli! Legumă la pământ! Cum a ajuns tocmai acolo? Oh, s-a cam umplut de praf! Aia era cumva o acadea? Am pierdut-o de vreun an! Madison! M-ai găsit! Nu, sunt la dietă! Oh, era cât pe ce? Legumele sunt mai sănătoase! Hei! Eu sunt mult mai bună la gust! Of, pe cine încerc să păcălesc? Ar merge ceva cu gust de căpșune? Și e ca nouă! Știi că mă vrei! Pot să-ți încep dieta de mâine! Poate o să gust doar puțin din ea! Da, clar e o alegere mai bună! Pot mânca o salată mai târziu! Vino încoace! Stai! Am autocontrol! Dar am crezut că mă iubești! Vremurile disperate cer măsuri disperate! Cazi în capcana zahărului! Zahăr! O să mori fără el, Madison! Am nevoie de zahăr! Așa! Stai cu ochii pe mine! Gustă doar un pic!
Ok, o să iau doar o gură delicioasă. Bun venit acasă! Puțin mai aproape. O să o termin pe toată! Nu mai mănânc niciodată brocoli! Ce fericită sunt! Așa, mă simt iar norocos pentru tura asta. Așteaptă, stai pe loc! Le vom deschide împreună. La 3, 2, bla bla, 1. Da, una dintre mâncărurile mele preferate. Lapte cu biscuiți. Miam, arată nemaipomenit. Hei, nu pot să cred că ai luat-o înainte. Of. Uf, voiam să le deschidem împreună. Eh, mă rog. Nu se poate, am primit și eu un desert și o băutură. Macarons și suc, sunt atât de colorate. Cine vrea deserturi curcubeu? Biscuiții de ciocolată și laptele alb sunt cei mai tari. Biscuiți de ciocolată, lapte alb. Vai de mine, mi-ai rănit inimioara. Sunt atât de supărat că biscuiții mei au fost insultați încât e posibil să le șin. Să-ți spun un secret, biscuiții tăi arată mizerabil. Ah, o să-ți o iei acum. Ce zici de mișcarea asta? S-a făcut. Ah, bine, atunci încearcă-o pe asta. Adică mișcarea asta pe care tu o consideri atât de interesantă? Prea simplă. Bine, bine, e timpul pentru mișcarea mea măreață atunci. Ia-o pe asta. Pe bune? Aia e mișcarea ta măreață? Eh, în fine, nu mai rosesc mișcările pe tine. Stai puțin, biscuitul, normal, așa o să câștig. Hei, iuhu, aici? Mare lucru, am un macaron chiar aici. Bine atunci, să te văd cum faci asta. Crema-i toată pe o singură parte. Voila, un biscuit desfăcut perfect. Asta-i tot? Marea ta mișcare? Ridicol de simplă. Oh, nu, macaronul meu mi s-a sfărâmițat în mână. Ha, macaronul tău a fost prea delicat pentru mișcarea mea supremă. Nu, pot să fac, privește. Oh! Stai, mai am destule ca să încerc. Nu, toate s-au sfărâmițat. Asta pățești, ți-am zis eu că nu poți să o faci. Și acum recompensa mea. E timpul să înmoi biscuitul. Mmm, un deliciu, combinația mea preferată. Da, sunt niște biscuiți buni cu lapte. Eh, pun pariu că și macaronul meu o să fie gustos. Nu-mi rămâne decât să încerc, cred. Se descompune din cauza lichidului. Nu-i corect! Wow! Părem super profesioniste! Pentru ce sunt astea? Ia uite! Trebuie să învârtim roata! Primul e roșu! Trebuie să ținem ochii închiși! E efectiv imposibil! Cred că putem încerca! 1, 2, 3, start! Wow! Încercarea moarte n-are! Cred că așa arată! Oare respect conturul? Simt că o să iasă ceva bun! Mereu încep cu fața, apoi pot să construiesc în jurul ei. Sper că am ales albastrul! Wow! Chiar se chinuie! Ce nu știe nu o poate afecta, de parcă aș putea face asta cu ochii închiși. Arată mult mai bine acum! Cred că iese binișor! Oare cum arată opera lui Annie? Se uită? Încalci regulile! Și tu la fel! Păi, ai dreptate, cred. Ok, hai să o facem cum trebuie. Start! Habar n-am ce fac, dar văd totul în mintea mea și arată binișor, aș zice. Ești gata? Wow! E timpul să le întoarcem! Cool! Uite! Wow! Mă rog, chiar arată, știi tu, o facem? Trebuie? Cât de rele pot fi? Miroase incredibil! Gustul? Nu prea. Ești bine? Scârboasă! A ta o fi bună? Hai să aflăm! Frate! De fapt, nu era deloc. Vrei și tu? Bine! Mersi! Să vedem! E delicioasă! Nu judeca niciodată o carte după coperta ei! Sper că arăt bine!
Ce bine arăți, Madison! Ce buze superbe are! Stai puțin! Ce urât îmi miroase gura! Scuze! Hai odată, unde mi-e guma? Sper să funcționeze! Toate bune aici! De unde vine mirosul ăsta urât? Bingo! Bacteriile astea strică tot! Noroc că sunt aici! Nu te-am văzut, gumă de mestecat! Ha! Hai să te văd, domnișoară! O să fie foarte ușor! A, da? Ha! S-o crezi tu? Doar de asta ești în stare? Nu poți lupta împotriva puterii mele! Boom! Ai ratat! Abia-mi fac încălzirea! Ia de aici! Fă, ce viteză au! Dar nu sunt suficient de rapide! Ok, gata cu plezanteriile! Stai, balonul ăla e uriaș! Ha! Nimeni nu se pune cu mine! E totul curat în lună? Ești ok! A funcționat? Da! Ok, ce ziceai? Mi-am îndeplinit scopul! Bun venit la petrecere! Hm? Nu! Sper că arăt bine! O să o sărut! În sfârșit, primul nostru sărut! Unde e fișa aia pacientului? Frate, sunt lihnită! Mâncarea nu e permisă? Doctorița! Nu-i nimic aici! Întoarce-te! Doar urmez sfaturile medicului! N-am nimic, vedeți? Mâinile? A, sigur! Cum face asta? Cât pe ce? Dar palmele, domnișorico! Palmele mele? Sunt goale, vedeți? Îmi trebuie lentile noi? Doar aveți vedenii, cred! Intră! Oh, nu! Alunecă! Nu! Aia e o... acadea? Pleacă de aici! Să nu uit asta! Copii! Nu eram pregătită pentru asta? Tricoul meu! Oare pot camufla chestia asta? Clar o să meargă! Niște bandă dublă adezivă e tot ce-mi trebuie! Apoi doar lipesc acadeaua asta! E isteață treaba, nu? Chiar arată mișto! Ia să facem un test! Nu așa rapid! Întoarce-te! Vreau să văd sub mânecile alea! Nimic, vedeți? Interesant! Intră atunci! A mers! Ce bine că am purtat tricoul ăsta azi! Mai sunt câteva minute de pauză, ceea ce înseamnă că e momentul să mănânc ceva! Frumos! Am adus și eu niște dulciuri! Nu mi-aș strica deloc o porție de zahăr! Of, nu mai contează! Bună ziua! Puteți strânge gustările? Bine! Dacă trebuie... Sper că v-ați făcut toți temele! Pare preocupată! Am nevoie doar de o guriță! Poftim? Fără mâncare la ore? Doar o admiram! Hmm, unde rămăsesem? Cum face Rosie asta? E o metodă genială!
ciocul clasic cu mâneca. Asta ar trebui să-mi țină de foame. Eu nu pot face la fel cu brioșa mea. În ce aș putea o ascunde? Oare în peria asta de păr? Cred că ar merge. Ce e? Psst! O să-ți arăt un secret. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Clar suntem pe aceeași lungime de undă! Dă la o parte dinții periei de păr și pune în loc brioșa. Mai ții minte astea? Dacă rupi unul în două și îl înfigi în brioșă, la final vor semăna cu dinții unei perii, vezi? N-o să bănuiască nimic! Deja îmi lasă gura apă! Poftim? Madison? Îmi descălcesc părul, doamna! Vedeți? Oh, cred că am nevoie de ochelari noi! Iar văd brioșe peste tot! Bon appetit! Cine are nevoie de pauze când poți mânca la ore? Bravo, dragă! Hei, Ellie! Uite! Da, Madison! Am și eu un tub de lipici! Nu! Uite-l fără capac! Ah, lipiciul tău e roșu! Al meu e doar transparent! Nu, Ellie! Uite! Nu e lipici! Pot să scot așa de mult! E așa de elastic și amuzant! Mișto! Aș fi vrut și eu să mă joc cu un slime! Pot să-l întinzi așa de subțire? E timpul să ronțăim! Iu! Ai mâncat slime-ul? Delicios! Madison, nu mai mânca! O să te îmbolnăvești! Nu te teme, Ellie! Nu e slime! Uite! Am luat un tub de lipici și am scos tot lipiciul! Perfect! Nu mai e lipici! Acum, niște ursuleți gumați o să-i topesc cu uscătorul meu de păr! Oh! Încep să se moaie! Ce distractiv e! Ok! Acum vine pasul următor! Am nevoie de tubul de lipici și de geleurile topite! E timpul să turnăm! Oh, e ca o bilă mare! Umple-l până sus! Gata! Acum capacul! Pare un lipici obișnuit! Uite, Madison! I-am făcut unul! Ia uite ce umplutură elastică și gumată! Privește-mă cum o strâng printre degete! E timpul să mănânc! Hei! Hai să le unim! Cred că o să se întindă la nesfârșit! Să luăm o gură! Ce se întâmplă acolo? Ah, nimic! E doar lipiciul nostru! Lipici? Nu are niciun sens! Ups! Trebuie să topesc toată ciocolata asta! Oh, ciocolată! Putem să mâncăm și noi? Nu! Nu puteți! Oh, vin imediat! A plecat! Acum e șansa noastră! Ciocolată, ciocolată! Deschide tu prima! Ha? Nu înțeleg! Ce să fac cu ardei ăștia iuți? Vai, până și să-i ating e picant! Ia să vedem ce-am primit eu! Wow! Nu se poate! O grămadă de batoane de ciocolată! Abia aștept să le mănânc pe astea! Of, încercare moarte n-are! Hei, de fapt e chiar bun! Oh-oh, apare iuțeala! Iute! Prea iute! Ajutor! Nu-i suficient! Am nevoie de altceva! Tot e prea iute! Nu știu ce să fac, Madison!
stai! Avem un bol! Ok, așa, poftim! Asta e! Folosește-ți respirația de foc ca să topești ciocolata! Ia, e mult mai bine! Uite, am bombonele și bezele! Tu umbli cu astea după tine? Sunt super fericită că o faci totuși! Poftim un pai! E timpul să bem niște ciocolată topită! Ceva e în neregulă cu paiul meu! Și cu al meu? Ah, ok, ce dubios! Stai! Sunt eu prima de data asta? Oh, ce-am făcut ca să merit asta? Wow! Încep cu minunățile astea! Zici că e un sandwich din ciocolată! Wow! Oare eu ce am atunci? Ta-da! Nu se poate! Un burger din ciocolată? Uite, Wendy! Și al tău arată grozav! Și-l face pe-al meu să arate prost! Mi-aș fi dorit să fie la fel de mare ca al tău! Știu! Mai întâi, o să dau cu fierul de călcat pe chestia asta! Te întreb ce urmează? Fac doar o mică tăietură! Și apoi am propriul sos de ciocolată! Să curgă din abundență! Acum ăsta arată mult mai bine! Îl mănânc! Ce bun e! Wow! Aproape la fel de arătos ca al meu! Trebuie să-l micșorez, nițel! Stai! Se topește prea repede! Oh, nu! Sandwich-ul meu frumos! Acum e doar o mâzgă! Una total neapetisată! Acum e șansa mea! Hei! Al meu a fost desfăcut! Tina! N-ar trebui să-l desfaci pe al meu! Și în plus e un ardei iute! Hai, hai, mănâncă-l! Hai că poți! Ok, o fac, cred! E iute! E iute! Oh, nu! Ce să fac? Știu! Apa asta va fi de ajutor! Te rezolv eu! Ah, mersi! Chiar m-a ajutat! Cu plăcere! Pentru ce sunt prietenele? Acum e frică de ce am eu, totuși! Nu înțeleg! Ce-i ăsta? Cred că l-am pus și văd! Wow! I-a făcut să apară! Ai un morman întreg de ardei acum! Nu te teme, sunt aici să te ajut! O să fie oribil! O fac! O să fie iuți? Cât trebuie să aștept? O, nu! Gata! Ah! Wow! A fost palpitant! Mi-a plăcut! O să mănânc toată farfuria! Dați-mi toată iuțeala voastră! Wow! Nu mă așteptam la asta! Ah, au fost grozavi! Oh, nu! Ce se întâmplă? Vai! Tina a ars de tot! Stai! Nu! S-a transformat într-un ardei iute! Hei! E grozav! Ce mai faci? Ah, ar trebui să fac ceva? Te-am bătut la lupta cu degețelul! Încep eu prima la ultima rundă! Oh, ouă de ciocolată! Tare! Sper să am și eu ceva așa de bun! Ah, și eu am ouă, dar sunt ouă adevărate! Nu știu ce să fac cu astea! Da, nasol de tine! Eu o să pun mai multă ciocolată pe oul meu de ciocolată! Niciodată nu poate fi prea multă ciocolată! Da, zici că e raiul ciocolatei! Da, arată grozav! Poate totuși nu e un ou fiert tare? Nu, clar e! Cred că am o idee și reată! Cu grijă, cu grijă!
L-am luat! Acum să-mi continui planul! Îmi trebuie niște ciocolată proaspătă pe oul ăsta! Da, învelit frumos! Ok, ajunge! Hei, Madison! Uite, mi-am acoperit oul adevărat cu ciocolată! Oh, wow! E cea mai bună chestie pe care am mâncat-o! Serios? Chiar e? Ok, o să încerc! Hai să facem schimb! Ok, dacă vrei! Vai, ce multe sunt! Abia aștept să încerc! Haide, ciocolată, acoperă oul ăla! Nu pot să cred că am păcălit-o! Ah, n-are un gust prea bun! Ha, ce te-am păcălit! Brian, ești așa rău! Ești gata? Fii atentă! Ce cutie grea! Hai să deschidem! Crezi că e un cățeluș? Sau poate un aparat de karaoke? Ce faci acolo, Brian? Ah, m-am luat cu altceva! O să deschid cutia cu ăsta! Ia uite! E un aparat rotund de tăiat! Dar n-am mai văzut niciodată unul atât de mare! Ai grijă cu ăla! Ce faci mai exact? Cutia asta e în plus aici! Parcă aș fi la volan! Unde vrei să mergem? În bucătărie? Wow! Ce tare e tranziția asta! Iar ăsta... Nu, folosește-l la pepenele verde. O să fie epic. Încep? Nu, stai să fac asta mai întâi. O să fie mai stabil așa. Acum, dă-i drumul. Apasă cât de tare poți. Ah! Ce satisfăcător a fost. Acum îl putem mânca? Eu vreau felia asta. Eu prefer mijlocul. Pariez că pot mânca toată felia asta. Oare ce altceva pot face cu asta? Ia să vedem. Evident, hai să mai tăiem ceva. Atenție. Și apasă. Le taie? Nici măcar nu le-a zgâriat. Păcat. Stai, de ce nu încerci să tai asta? O să fie și mai satisfăcător. Îmi dai voie? Fii atentă și bagă la cap! Vai de mine! Se întâmplă! Vezi? Am obținut felii perfecte! Hai! Apasă pe el! Hei, chiar că e satisfăcător! Te scapă de stres garantat! Ok, o fac! Stai! Ce-i aia? Dar se pare că ai primit-o cola. Nu-i rău, aș bea nițel. E bună și potolește setea. Ok, cred că acum e rândul meu. Ah, am și eu o cola. Dar e o cola din ciocolată, deci ha. E așa bună. Hei, cred că e ceva în interior. Bomboane! E plină de bomboane! O sticlă dulce plină de bomboane! E grozav! Frate, acum sunt dezamăgirea mea! Pot să iau și eu? Nu! Astea sunt ale mele! Ce? Serios? Ce nasol! Acum mă simt prost că e el trist! Asta ar trebui să rezolve problema! Hei, se pare că trebuie să te pregătești! Opa, stai așa! Oare ce s-o fi întâmplat? Nu se poate! Am și eu o sticlă de cola din ciocolată acum! Mersi, Madison! Hai noroc! Următoarea provocare! Hai să tragem la sorți ca să vedem cine începe! Eu îl vreau pe ăsta! Da, am tras paiul lung! Nu trag niciodată paiul lung! Deci eu am rămas cu paiul scurt! Ok, sunt gata! Oh,
Vai de mine, ce tare! O pizza cu 100 de straturi de pepperoni. Oh, uite câte straturi delicioase! Carnea feliată e preferata mea! Îmi pierd mințile de bucurie! Hei! Bine, nu trebuie să fii așa rău! Ai destule felii să dai și altora! Mi-am pregătit uleiul și oțetul și sunt gata să mănânc! Exact! O să le torn pe ambele peste muntele ăsta de carne! Cred că e suficient! Hai să mâncăm! Stai așa! Am din nou aceeași problemă! Ce bine că am învățat ceva util cu acea ocazie! Dacă mă sor bine înainte, o să am succes garantat! Trebuie doar să fac niște calcule! Oh, acum mi-a venit și mie o idee! Ia să vedem dacă îi place sosul iute pe pizza! O să regrete că n-am părțit felia cu mine! Mai mult, mai mult sos iute! Îl vreau pe tot! Abia aștept să văd cum reacționează! Ok, da, cred că o să funcționeze! Da, clar o să-mi încap în gură! Vino încoace, pepperoni delicios! Mmm, e un vis devenit realitate! Mmm, salamul ăsta e cam picant! Aoleu, e foarte picant! Cel mai picant! Iute! Prea iute! Trebuie să beau ceva! De nevoie o să beau oțetul ăsta! Ce dă pe gât oțetul ăla? Ia să văd ce-am primit eu! Evident! E o feliuță de pizza cu pepperoni! Ce bine că am mereu la mine tacâmuri minuscule pentru urgențe alimentare! E timpul pentru pizza! Ia să o tai puțin! Mmm, sper că e la fel de bună pe cât miroase! E delicioasă! Să iau șervețelul! Of! Ce grețos e să bei oțet balsamic! Hei, vrei să facem schimb? De fapt, las o baltă, nu-mi place mâncarea minusculă! Wow! Fântâni de ciocolată! Oh, sunt așa de drăguțe! Propriile noastre fântâni! Deschide tu primul, Brian! Ha? Ce naiba e asta? De ce am o farfurie plină de verze de Bruxelles? Uf, nu miros bine! Hic! Au un gust și mai rău! Ah, nasoală treabă! Ah, slavă Domnului că nu le-am și eu! Am bomboane rotunde colorate! Pun pariu că sunt mingiuțe din gumă! Aveam dreptate! Ia uite ce balon! Ah, da! Am uitat de ciocolată! E timpul să facem o combinație! Hai să facem niște mingiuțe din gumă și ciocolată! Oh, la asta mă refer! Am o idee și mai bună! Minge din gumă, ciocolată și bombonele! Asta da combinație câștigătoare! Wow! Ai văzut? Da, ce cool! Eh, aș putea să o încerc și pe a mea! Ciocolata sigur trebuie să o facă mai gustoasă! Bun, să vedem cum e! Ok, e... nu e bună! Ce să fac ca să te ajut? Ah, știu! Un pahar de ciocolată! Ciocolata face să fie totul mai bine! Ok, poftim! Ia o gură! Mult mai bine! Chiar a ajutat ciocolata! Abia aștept! Oare ce o să se nimerească? Da! Porția mare! Ia să vedem! Oh, cartofi prăjiți din ciocolată! Serios? Oh, wow! Miros delicios! Ce păcăleală! E o porție medie! Vreau să vorbesc cu managerul! Mă scuzați? Se întâmplă ceva! Așa mai fi de acasă! Wow! Wow, ce porție mare! Abia aștept să-i gust! Mă invidiez, nu-i așa? Sunt mulțumită de porția mea! Oare... Ia să schimbăm atmosfera! Așa mai bine acasă! E timpul să ne distrăm! Sara, ești bine? Oh, da! Iar faci așa? Hei, Sara, nu suntem în club! Ah, ups!
ok, ia să văd ce gustau. Oh, wow, sunt delicioși. Oh, stai, am și eu porția mea. Sunt în raiul ciocolatei. Aș putea trăi cu așa ceva? Ah, am o idee. Stai puțin. Sigur. Arr! Nu, lasă-mă pace. Stai așa. Ce amuzant a fost. Uite, vreau să-ți suc sângele. Ciocolată. Găsesc cumva înghețată pe aici. Nu mai e nici suc. Dar când Adam nu e acasă, invitații la petrecere joacă pe masă. Ups! Ce? Gustările de pe masă s-au transformat în piese de domino. Nu! Aaaa! Se dărâmă toate! Nu! Și uite așa, s-a stricat toată treaba. Ups! Și acum ce pot să fac? E vina mea, fac eu curățenie aici. Dar poate există o soluție. Pepenel ăsta mare ne-ar putea salva. Ai un pepene roșu uriaș? Scobește-l pe interior și dă-i o gaură pe laterală, în jos. Ia un robinet obișnuit, ca cel din imagine, și bagă-l fix în gaură. Nu uita să-l fixezi bine pe interior. Acum e timpul să umpli pepenele. Poți folosi apă, suc, sifon sau orice altceva. E timpul să bem! Cui e sete? Wow, cum te-ai gândit la asta? Curge suc din el! Hai noroc, până la fund! Ce? După tine, Madison! Da, Pringles, preferații mei! Sunt buni și proaspeți! E timpul să adaug niște ciocolată! Da, e perfect! O să-l pun în grămadă! Ah, sunt așa de frumoși! E timpul să mă înfrupt! Da, sunt la fel de buni precum par! Arată bine! Hai să văd și eu ce-am primit! Ha, cred că e un fel de tortuleț! Poate! Care e cel mai bun mod de a pune ciocolată pe ăsta? Of, frustrant! Oh, nu, am rămas fără! Trebuie să mai fie niște firmituri în cutie! Vai, ce eforturi face! Ah, ia să surprind momentul ăsta! Ha-ha, perfect! Acum am decupajul ăsta cu ea! Ce mai va, Brian? De unde ai luat aia? Stai, n-am terminat! Privește! Și acum să punem ciocolata! Să nu uităm de bombonele! Multe bombonele! Și acum marea dezvăluire! Da, a ieșit fix cum mă așteptam! Wow, impresionant! Arăt uimitor pe tort! Chiar a ieșit grozav! Poftim, iau felie! E așa bun, îl ador! Da, chiar a ieșit grozav! De data asta încep eu prima, bine? O sculptură în formă de cobră! Ce detaliată e! Și în plus e făcută din ciocolată! Ce tare e! Și acum o să-mi iau doza de dulce! Wow! E făcută dintr-o ciocolată de calitate! Arată foarte bine! Păi, hai să văd ce-am primit eu! Hei! Asta nu e din ciocolată! Ce tare! E un șarpe adevărat! Vai! Un șarpe! Ai un șarpe pe farfurie! Ce fin și catifelat e! Oh, ce față simpatică are! Nu! Pune-l jos! Mi-e frică! Cum poate să-ți fie frică de o așa față? Ah, mi-a venit o idee genială! E timpul să îmblânzesc șarpele! Of, cântecul tău e mai rău decât șarpele!
Uite, îi place! Nu cred că cineva care are urechi poate să suporte asta! Ok, m-am săturat! Nu te pricep, l-am blânzit! Până și șarpele voia să fugă! Ești geloasă că m-am prietenit cu șarpele ăsta interesant! Ce zi îngrozitoare! Stai așa! Pot să fiu eu prima? Te rog! Ok, dă-i bătaie! Ce naiba? Nu e nimic aici? Hei, uite! Floricele! Ah, multe floricele! Provocarea asta e grozavă până acum! E timpul să ronțăi! Până la fund! Trec la paharul cu numărul 2! Paharul cu numărul 3! Oh, floricelele alea arată așa de bine! Sper să am și eu! Ce? Cum de e corectă treaba asta? Scuză-mă, domnișoară! O, doamne, ce se întâmplă acolo? Poftim, domnișoară, asta e pentru tine! Când ești gata, apasă butonul ăsta, te rog! O zi bună, domnișoară! O, doamne, ce să fac? Să-l apăs? Eh, cred că ar trebui să văd ce face! Se întâmplă ceva cu floricica! Ah! Wow! Uite ce-a pățit! E o minge uriașă din floricele! Mmm, e delicioasă! Mult mai bună decât o singură floricică! Da, bagă mare, dragă! La naiba, acum încă îmi pare rău că am doar floricele simple! Te iubesc, minge uriașă din floricele! Sper să fie una mare! Nu! Da, eram sigură! Oh! Ce ou mare! Oh, ce micuț e oul meu! Oare ce gust are? Hmm, poate dacă folosesc o lupă? Nu, tot mic e! Cioc-cioc, e cineva acolo? O să-l sparg! Stai aici, am nevoie de câteva instrumente! Siguranța e prioritară! Hei, ce cască drăguță! Sunt gata! Trebuie să-i sparg coaja! A funcționat! Fiu! O să decojesc oul! Nu e ușor! Da, am reușit! Acum o să-l gust! Mmm, e delicios! Bine că-mi scoți ochii cu asta! O să mă delectez și eu cu oul meu! Suportul dumneavoastră! Cita câmurile! Bon appetit! Minunat! Niște muzică, domnișoară! Perfect! Ce de bucățele de coajă! E foarte delicat! Au! Ce-a fost asta? Hei, dispar de aici! Oh, un inel de aur! Ce frumos e! Wow! Sper că o să primesc și eu un inel! Are ceva înăuntru! Un ou de aur! Wow! Wow! Extraordinar! Emma, ne întrecem? Yuhuu! Ce felie extrem de mică! Tu ce-ai primit? Eu nici măcar n-am primit o felie! Wow! Se pare că am primit o pizza întreagă! Și ce de pepperoni are! Și extra brânză! E timpul pentru distracție! Ia, de ce a primit așa de mult? Asta e, o să mănânc feliuța minusculă! Bon appetit! Of, nu se mai oprește! Mi-au obosit foarte tare mâinile! Asta e, măcar mănânc ceva! Ah, calupul ăsta se micșorează cumva? Baloane, ce frumos! Eu cât pot să fac baloane de săpun? Ce distractivă e chestia asta! Nu știu cât mai pot face asta! Poftim? Oh, nu! Emma?
Emma, trezește-te! Oh, ce s-a întâmplat? Am adormit dând-o pe răzătoare? Acum trebuie să-mi primesc recompensa! Cantitatea perfectă de brânză! O să dureze ceva timp, nu-i așa? Oare ce o să primim de data asta? Ești gata? Cocktailuri? Ce drăguț! Pare delicios! Noroc! N-a fost rău deloc! A fost răcoritor! E cam cald aici! Nu mai simt limba! Arde, arde, arde! De ce ar bea cineva așa ceva? Ce se întâmplă? Abia aștept să mănânc pizza asta! Dar am nevoie și de ceva de băut! Unde suntem? Nu știu, dar miroase uimitor! Stai! Suntem cumva pe o pizza? Un uriaș! Ce face? Nu, stai! Suntem prea frumoase! Adică prea picante ca să ne mănânci! Ce ciudat! Ăștia pot fi aruncați! Puteam să jur că artei ăștia iuți vorbeau cu mine! Și deschideți ochii! Am ceva atât de mare încât nu încape sub capac! Oh, se pare că voi mânca niște tăiței în curând! Am avut dreptate! Uite ce de supă ramen cu tăiței! Ce bine miroase! Abia aștept să o mănânc! Hai să pun la treabă bețișoarele chinezești! O să încerc să apuc cât mai mult odată! Of, nu știu cum să le folosesc! Cred că mi-a venit o idee! Cum ar fi să folosesc mixerul ăsta de mână? Ha-ha, da, se adună toți tăiței! Așa mai vii de acasă! Ce modalitate extrem de ușoară de a mânca tăiței! Ce buni sunt! Wow, asta e într-un fel, Thomas! Oare eu ce-am primit? Ce? Tăiței minusculi? Da, sunt simpatici foc, dar abia îi pot vedea! Asta e! Ia să folosesc bețișoarele astea chinezești micuțe! Bon appetit! E greu să mănânci mâncare minusculă, mai ales cu uneltele astea! N-am mâncat în viața mea atât de mulți tăiței! Ah, s-au terminat! Aș mai fi vrut câțiva! Oh, lui Thomas i-au rămas destui! O să fur câțiva de la el! E ceva în neregulă cu stomacul meu! Cred că o să mi se facă rău! Oh, ok, cred că mai bine nu mai gust din tăiței lui! Cât de palpitant! O felie de lămâie! Blea! Prea acră! Iu! Urăsc lămâile! Eu ce-am primit? Oh, wow! Un bol plin cu lămâi? Cât de scârbos! Grr! Ce să fac? Ei bine, încerc! Doar gust nițel! Iu, iu, iu! Poate pe partea asta? Iu, scârbos! Scârbos! Cum? Îți arăt eu! Ta-da! Niște zahăr? Încearcă! Uite! Îți iei lămâia, o dai prin zahăr și o savurezi! Așa dulce! Aha, am înțeles! Oprește-te! Lasă-mă să te ajut! Vezi? On moi și gura mare! E așa bună! Ți-am zis eu! Tot ce spui e genial! Chiar și când îmi povestești cum ți-ai tăiat unghiile la picioare! Ce ziceam? Ce faci? Ce aproape am fost! Ce-am primit de data asta? Niște felii de pepene pline cu jeleu! Alo? Poftim! Am farfuria mea! Interesant!
Al meu e mai închis la culoare. Serios? Crezi că e o farsă? Ok. 1, 2, 3, start! Ah! Cireșe negre! Ce gust intens! Nu! E mai picant decât mă așteptam! Poftim! Mersi! Munca în echipă e soluția! Mai am o felie! Hei, o vrei tu? Chiar nu vrei să iei o guriță? De ce trebuie să mă rogi așa? Nu era! Aoleu! Ce față ai, Jake! N-ai cum să inventezi așa ceva! Trebuie să gust și eu! Ce acră e! Ești drăguță și când te strâmbi! Vrei să o gustăm împreună? Pregătește-te și mușcă! E acruță! Poftim? Am făcut schimb între noi! Mai vrei? Bună! Poți să fii tu prima! Bine! Ăsta da o uriaș! Nu-i așa? Ce se aude? E ceva în interior? Trebuie să fiu pregătită pentru orice! Că e posibil să se facă mizerie! Wow! Nu mă așteptam la așa ceva! Biluțe mici de ciocolată! Sunt efectiv divine! Nu mai rezist! Vai! 3 mini ouă? Dar ce e în interior? Pe bune? Nu e nimic aici! Ce bun! Știu! E timpul să-mi testez mușchii! Hei, Stacy! Ești nebună? Da! L-am strivit! Au meritat orele alea petrecute la sală? Așa se pare! Dar am o idee și mai bună! Pop it? În timp ce tu faci asta, eu am alte planuri! Bagă-te adânc! Până când o să fie acoperit de ciocolată! Acum o să le inversez pe astea! Nu spune nimănui! Perfect! Hei! Te provoc să muști în el! Genial! Acum și urmează o gură plină de ciocolată! Bleah! Ce fel de ciocolată e asta? Iu, bleah! Nu mai râde de mine, Stacy! Hai să le desfacem împreună! Ce ciudat! Am primit o bomboană Skittles și tu nimic! Măcar eu am primit ceva! Mă rog, fă liniște și mănâncă-ți bomboana! Unde s-a dus? A dispărut total! Cum am ajuns aici? Știi ceva? Cui pasă? Uită-te la locul ăsta! Am toate Skittles-urile pe care mi le-aș fi putut dori! Așa multe! O piscină întreagă cu ele! E timpul să mănânc! Din fiecare mână! Acum sunt plictisită și singură! Oare se distrează oriunde-o fi? Sper că se gândește la mine! Hei! Știu ce să fac! Perfect! Arată fix ca ea! Hai să o facem împreună! 3, 2, 1! Nu uita să-l desfaci pe al tău! Pe cine păcălesc? Nu-i deloc la fel! M-am cam plictisit acum! Hei, Tina! Mă auzi? Ce-a fost aia? Doamne! Balonul! A învățat să vorbească! Mi-a fost dur de tine! Ia uite ce deschide zuri! Vrei să luăm o pauză de dans? Hei! Hai să dansăm!
Oh, sesam, deschide-te! Am dat lovitura! Vată de zahăr învelită în ciocolată? E desertul perfect! Chiar meritam așa ceva! Uite cum arată! Ce drăguțe sunt, nu crezi? Parcă papilele mele dau o petrecere! Wow! E real ce văd? Ce frumos e totul! E rândul meu! Oh, wow! Hai și tu, e frumos aici! Nu-mi vine să cred! Putem să rămânem aici pentru totdeauna? Wow, ce tare a fost, nu-i așa? Și eu ce am primit? Așa mai vii de acasă! Pepene roșu și cornete de înghețată! Ce distractiv arată! Dar unde e înghețata? Știu! Avem nevoie de asta! Poftim! O lingură de înghețată! Ești genială! Wow! Scoate imediat pulpa! Ce zemoasă e! Da, se potrivește perfect în con! Azi merit două cupe! Ce frumos! Îngerașul meu merită cei mai buni! Arată delicios! Dar nu i-ar strica încă ceva! Plouă cu bombonele! Oh, da! Ce bun e! E ca o explozie de arome! Mai vreau o explozie, te rog! Mersi! Chiar că e delicios! Asta trebuie să fie o mare surpriză! Arată-te! Ce e? Tort? Așa da! O să fie dificil! Vorbește în numele tău! Regulile-s reguli! Îl deschidem? Sunt toppinguri! Și sunt atât de frumoase! Pe care le vreau? M&M-urile cu alune sunt slăbiciunea mea! O să le pun pe toate așa! Ce bine că mai ești un al doilea strat! Să plouă! Uimitor! Numai bun de mâncat! Nu pot să fac nimic fără mâini! Of, dubios! Am prins-o! Treceți acolo! Nu e frumos, dar merge! Bleah! Și acum bezelele! Da, treceți acolo! Super! Și M&M-uri? Aoleu, ești bine, Penny? Mai bine ca niciodată! Și acum ne înfruptăm! Sunt gata când ești și tu gata? Unghiul ăsta e ciudat! Stai puțin! Ai nevoie de o mână de ajutor? Poftim! Vezi? Wow! Mersi mult pentru ajutor! Ai ceva pe față! Stai liniștită! O să fim chit! Ah, Lily! Acum suntem amândouă varză, vezi? Am folosit doar o mână! Am respectat regulile! Hei! Am fost răsplătite! Deci a meritat totul! Pun pariu că aș putea să-l mănânc pe tot! Piatră, farfecă, hârtie! Da, am câștigat! Grozav! Inele cu diamant din ciocolată! Unul pentru fiecare mână! Sunt așa de cool! Miros și bine! E timpul să iau prima gură! Ce bun e! E uimitor! Hei, se întâmplă ceva cu ăsta? Wow, nu se poate! Dă și mai multă ciocolată! Wow, e cel mai tare inel! Sper să primesc și eu ceva așa de cool! Oh, Doamne! E și inelul meu comestibil? Nu prea pare! Poate se întâmplă ceva dacă îl pun pe deget! Wow, e așa de frumos! Vai! Cred că
că e un inel cu puteri! Hai, inelule cu puteri! Baloane? E cam dezamăgitor. Nu știu, mie încă îmi plac baloanele. Ah, și ție ți-e foame? Poate am primit ceva de mâncare. Fix ce speram. A, da? Ce bine că am adus astea. O, da. Fix ce mi-a recomandat doctorul. A, te super dacă gust și eu? Poftim. Poftă bună. Arată extraordinar. Oh, era să uit. Un strop de sos acrișor n-a făcut rău nimănui. Ai tot respectul meu. Oh, ce bun or să fie. Așa mai vii de acasă. Sunt atât de delicioși. Alo? Scuze, m-a cam luat valul. Îi putem împărți. Ia uite. Oh, ce romantic. Acum urmează farfuria mea. Vai de mine! Asta e cea mai tare farfurie de până acum. A, da? Seamănă cu un tort de nuntă. Vezi? Nu-mi vine să cred. Vrei să ne... mai mult decât orice altceva. Stai, vino înapoi.